Mai țineți minte că era o melodie, sunt șofer. Nu știu eu că era o melodie. Pe YouTube am văzut-o și m-a amuzat foarte tare. Așa mă simt eu acum, sunt șofer pe o utilitară frumoasă de la Renault. Trebuie să recunosc că după vreo 200 de km făcuți cu ea, m-am simțit bine. Se stă foarte ok în scaun. Adică e modernă mașina, fără îndoială. Avem reglaj pe înălțime, e aici. Însă ce nu mi-a plăcut mie în mod particular, vedeți cum se mișcă și scaunul, cum glisează. Spătarul are o manetuță aici în dreapta, nu se vede acum. Ce nu mi-a plăcut, faptul că dacă vreau să merg un pic mai departe, mai relaxat, cam așa cu scaunul, volanul, deși are reglaj în adâncime și în înălțime, vedeți, o cursă medie, aș zice eu, în înălțime și în adâncime destul de lungă, dar nu prea m-am înțeles eu cu el, deci în poziția în care l-aș vrea eu, mi se pare că mi-e un pic scurt la mâini, adică mâinile mele sunt scurte, deci aș vrea să am scaunul aici și volanul un pic mai spre mine și nu se poate. Probabil că pe alții nu i-ar deranja. Claxonul, volan modern, mic, e volan ca într-un autoturism, adică e uimitor din acest punct de vedere. Și aici în dreapta se vede cât de bine este poziționată maneta pentru schimbătorul de viteze. Sigur, ăsta e un avantaj dacă ai cutie manuală. Când ai cutie automată, chiar nu te interesează că e aici, că ai dat-o unde și îți este super comodă. Există o treaptă aici care ajută și la coborâre și la urcare. Și ce să zic, uitându-mă în interior, și o să mai vorbim despre treaba asta, foarte modern, bordul nu e nicio exagerare. Bordul este mai interesant decât la multe mașini cu mega pretenții pe care le-am condus. Deci finisajul pe care îl are bordul acestui Renault. Dar, și există un dar, sunt și plusuri și minusuri la toată treaba asta. De exemplu, undeva aici avem un spațiu de depozitare care funcționează într-un mod cumva dubios pentru mine. Deci eu apăs pe chestia asta, dar nu face nimic. Deci ce trebuie să faci? Să apeși și nu se deschide singur, să sară, ori e defect, ori, da? Deci nu face nimic. Trebuie să folosești două mâini ca să accesezi spațiul ăsta. În plus, nu vezi ce e acolo. Adică, asta nu e neapărat bine. Sunt spații de depozitare în vehicul, dar nu toate sunt, să spunem, foarte bine gândite. Cum e ăsta, da? În primul rând, nu funcționează. Și în al doilea rând, nu vezi ce e acolo, adică te ajută mult la un spațiu să vezi ce e acolo. Dar așa cum o laud că e frumoasă sus, jos, ia uitați aici, da? Deci eu nu-i fac nimic. Îl vedeți? Iese singur, are niște cleme de plastic și dacă tragi iese cu totul. Adică mai multă atenție ar trebui aici. Sigur, sunt chestii care se reglează ușor și se... Dar de ce să faci asta când dai 50.000 de euro pe o mașină de asta? Ca să fiu tot în zona de chestii care nu-mi plac, mașina are și niște greierași, deși e practic nouă, are 2768 de km în momentul ăsta. Are niște greierași undeva în zona superioară a bordului și care dau niște rezonanțe, de fapt, greierașii în propriu sens. Are niște rezonanțe din astea supărătoare, niște zbârnăieli. Probabil la fel, dacă stai un pic și pierzi o zi și te uiți prin ea și o studiezi, o să găsești și să bagi un burețel undeva ca să nu mai facă, dar e nepermis la genul acesta de mașină cu pretențiile astea. Cum să nu-ți placă o mașină în care poți să te învârți cu scaunul ca la birou? Sigur, nu e făcut sistemul pentru așa ceva, dar într-adevăr, se stă super ok în spate, din multe puncte de vedere. În primul rând, ce îmi place foarte mult la mașină este faptul că poți să circuli în ea din față în spate și invers cum vrei.
deși n-ai zice la prima vedere, adică aproape ca într-o dubă mai mare. Și asta este la fel foarte util, mai ales când ai familie și mai e câte unul care vrea să vină, să ia, să facă, să îți place treaba asta. Cum spuneam, despre modularitate e destul de greu de vorbit. Ea este complet modulabilă, mașina. Adică avem niște șine care permit amplasarea de diverse rânduri de scaune ca să faci configurația de număr maxim de locuri permis. Fie combinație, cum am zis, asimetrică, adică un scaun împreună cu alte două, fie scaune individuale, cum e cazul aici, fie măsuță, fie măsuță de laptop, sunt o serie de chestiuni în lista de opționale. Sigur, din listă nu-ți dai seama foarte exact ce oferă mașina, că nu înțelegi, trebuie să vezi, adică e bine să te duci și să vezi în... Există niște animații care arată ce posibilități de a configura interiorul unui trafic de genul ăsta ai. Ideea de bază care este? Că mașina permite, deci poți călători și cu fața către spate, cum sunt eu acum, poți călători și invers, cu condiția să dai scaunele astea ceva mai încolo și să le rotești cu fața către înainte. Poți călători și, bineînțeles, în combinație, adică poți să stau cu scaunul ăsta către spate și ăsta să stea către față, cum puteți vedea aici, de exemplu. Ce am observat însă la momentul în care pliez scaunele, există niște etichete acolo care, de exemplu, cumva interzic să mergi așa cu mașina, adică să ai pasager acolo în spate și să ai scaunul ăsta pliat. Cel puțin așa am înțeles eu din ce zic ele. Nu știu de ce, dar asta e treaba. Cotieră reglabilă individuală și pe stânga și pe dreapta, da? Deci cu posibilități poți să ți le pui cum vrei. Să le ridici complet, dacă e nevoie. Da? Se pot plia spătarele așa cum ați văzut. Sistemul de scoatere al scaunelor mi s-a părut un pic greoi. Nu stau acum să le mai scot. Au aici o clapetă care permite rotirea. Deci vorbim de scaunele astea două de aici. Și te poți roti, da? După cum vedeți. Poți să te rotești până aici. Și în sens invers. Deci dacă vreau să întorc scaunul ăsta cu fața, trebuie să fac treaba asta. Și în momentul ăsta s-a blocat, îmi las frumos în jos treaba asta și aici e o poziție foarte bună în care se vede ce. Poți intra super ok în mașină, pe aici, te poți duce și în spate. Nu prea încapi în spate de brațele astea care formează o zonă ciudată acolo. Dar uitați-vă ce spațiu este, deci super confortabilă mașina pentru 7 persoane, cum e cazul acum, configurată. Climatizare individuală, lumini LED peste tot, plafoniere, diverse bare din astea care se pot, adică locuri în care poți poziționa bare sau alte chestiuni, în funcție de ce necesități ai. În cazul în care vă întrebați cum te duci pe locurile din spate, da, din poziția asta, eu zic că e destul de simplu, o modalitate e asta, ridici la peta și răsucești scaunul, da? Și ia uitați-vă ce comod. Pe locurile din spate este cel puțin același nivel de confort ca pe rândul din mijloc. Sigur, distanțele se pot regla din poziționarea pe șine. În momentul în care faci transport de persoane cu genul ăsta de vehicul, imediat vezi unde e o problemă și ți le configurezi ca șofer din start ca să încapă cât mai mult, depinde câți cari. Dacă tu cari, de exemplu, numai 4 persoane, sigur, lași scaunele astea la distanță mult mai mare. Dacă cumva vrei să cari mai mulți, faci altă combinație. Dacă ai doar 2-3 de transportat
care lucrează, deci business class, ceva de genul ăsta, în momentul ăla apare aici o măsuță, o, mă rog, ca să poți lucra. Deci e ok mașina. Avem aeratoare aici, aeratoare și pe rândul din mijloc și există o climatizare, să spunem, separată pentru locurile din spate, cu ventilație și încălzire. Sigur, ventilația este în conjuncție cu aerul condiționat, nu vă gândiți că este doar o ventilație simplă. Mufe USB sunt două, e una undeva aici, una undeva aici și o priză de 12V. De fapt, mai multe prize sunt aici. E o priză de 12V pe mufă clasică, undeva pe stânga, și mai este o priză de 220, cred că. Deci avem inclusiv această facilitate, priză de 220. Există și niște geamuri laterale care se deschid așa. Da, sigur, mașina fiind climatizată, e greu de presupus că o să fie nevoie să deschizi geamurile astea la un moment dat, dar așa ca idee. În timp ce filmăm chestia asta, mai observ un amănunt mai puțin plăcut aici, o altă chestiune sărită, da? Ați văzut că era sărită, i-am dat eu un pumn și a intrat la loc, sper să nu mai sară. Renault, cum cei cunoscătorii știu la ce mă refer, adică mașină super tehnologizată, motoare excepționale, dar întotdeauna lasă niște chestii din astea ca să te enerveze și să îți dorești mai mult să treci din zona asta de probleme. Spații de depozitare, locuri pentru sticle, doze sunt prezente în mașină. Deci nu ai ce să comentezi la acest trafic. E o mașină foarte vândută, s-au vândut milioane de exemplare pe plan mondial și acest lucru, pedigriul, nu poate fi contestat. O să spuneți, da, bine, da, Ford-ul face, Volkswagen face, fiecare, da, toată lumea are plusuri și minusuri. Traficul este un mix foarte interesant între ele, adică îți oferă un consum foarte bun în timp, în trafic real, deci nu povești din astea în fișa tehnică, în realitate consumă bine. O să vedem împreună că dinamica este de excepție la această mașină. E de excepție pentru că este la nivelul unui Koleos, da? Care e totuși o navă amirală a celor de la Renault. Și vine Duba și zice, da, și eu pot să fac cam același lucru. Și în momentul ăla, da, la 170 de cai, îți dai seama că într-adevăr mașina nu este chiar pentru oricine. Adică nu e mașina care scar băieții de șantier seara când vii de la făcut fier beton sau, eu știu, turna fundații. Să punem și contactul, ca să vedeți cum reacționează mașina. Și o pornim. Foarte rapid pornește și fiind, dar e normal, e motorul care e și pe Talisman și Koleos. La ce mă așteptam? Să facă urât? Nu. Ceasurile de bord le recunoașteți, am mai prezentat genul ăsta de ceasuri la Renault cu mult timp înainte, deci nu mă așteptam să am acum ultima versiune de ceasuri digitale sau... Mi se pare super ok ce sistem avem pe mașină, cu niște ceasuri destul de clare și cu un computer de bord între ele. Ce aș vrea să remarcăm împreună, la fel, diferență față de Koleos și Talisman, turația de putere maximă aici este undeva la 4000, să zicem un 4250 rotații pe
minut. Deci clar motorul a fost gândit și configurat pentru o utilitară. Nu este ca la Koleos unde puteai să te duci peste 5000 de rotații pe minut. Ce avem în computerul de bord? Avem 4 zone sau 5 zone de fapt. Eu încerc să mă mișc prin ele ca să vedeți care este animația și o să intrăm prin fiecare. E zona de consum instantaneu, deci asta e prima cu mașinuța, adică un fel de computer de bord. Journey, presiuni pneuri, vitezometru digital, consum mediu și consum instantaneu, da? Următorul ecran este cel de audio. Următorul ecran este cel de navigație, o să filmăm separat cu navigația pornită. Următorul ecran este cel de, să zicem, informațional. Cumva avem putere și newton metru ăsta, o să-l vedem în mers, arată foarte bine. Un alt indicator de consum instantaneu și cu consum mediu în format numeric. Aici indicator de condus economic și frunza care e cam palidă în momentul de față, nu știu de ce. Și trecem la următorul ecran. Ecran cu sistemele de asistență probabil, dar în momentul de față, pentru că stăm noi pe loc, nu ne arată mai nimic, văd. Da, încerc eu să activez ceva pe aici ca să vedeți. O să vedem în mers cel mai bine. Ce ar fi de notat la interiorul acestui trafic, chiar față de mulți dintre competitorii săi, este foarte ergonomic. Adică, de exemplu, la modele de la Ford ai anumite comenzi care sunt puse nu întotdeauna unde îți dorești, în timp ce aici sigur regăsim ce? O combinație de elemente din grupul Renault. Adică avem o climatizare automată pe care o vedem și pe Duster și pe Captur și pe alte mașini ale lor mai noi. La fel avem un display, nu cel mai modern, dar pentru o utilitară este foarte bun. Seria de butoane pe care o avem și la Daci, la Duster, da, o vedem aici, cu acel sistem tip claviatură. Noul, că nu mai e nou acum, satelit de comandă audio, cu care eu nu mă obișnuiesc deloc, mie mi se părea mult mai bun cel dinainte, probabil, nu știu, poate nu mă pricep eu, dar ăsta, nu știu, mi se pare... Nici nu folosesc sarsă, adică prefer să comand din alte, mă duc direct pe display și comand de acolo, pentru că nu mă obișnuiesc cu el. Însă, în general, mașina destul de așezată, puține butoane, climatizarea, n-ai treabă cu ei, dai pe auto, salut, nu ai ce să cauți. Undeva în zona de sus este un buton din care se activează și sistemul de climatizare pentru spate, îl vedeți de aici, da? Plafoniere, jucării multe, oglindă electrocromică, adică lucruri interesante la o utilitară. Un alt aspect care îmi place la mașină, foarte silențioasă la interior, dincolo de greiera și aia care, de zbârnelile alea care mă deranjează și care poate că sunt o caracteristică doar a acestei mașini și cine își va cumpăra va avea noroc să scape. Însă ce mi se pare impresionant și îmi place foarte mult este finisajul acesta al bordului, absolut superb. L-am văzut când am fost la lansare la Kangoo Express, mi se pare, unde erau de altfel și traficurile și am remarcat, mergând cu un Kangoo Express, și am zis, domnule, nu e incredibil la ce s-a ajuns, deci utilitarele din 2021 au interioare mai moderne decât multe mașini cu pretenții de acum 2-3 ani. Și este o realitate, adică uitați, nici nu poți să zici că e utilitar, adică imaginați-vă că bordul ăsta ar fi fost într-un SUV, n-ai fi avut nicio problemă cu el, nu? E un bord ultra modern. Spuneam că avem cutie de viteze
EDC cu 6 trepte. Comanda ei este aici, PRND, mod manual cu plus și minus în pozițiile corecte, în opinia mea. Da, deci o dai în drive și apoi ai mutat maneta și retrogradezi așa și avansezi în trepte așa. Există și un buton de siguranță undeva aici. Ușor de folosit. Avem inclusiv sistem stop-start și cutia de viteze permite, oferă de fapt funcția coasting. O să discutăm pe autostradă despre ea. Torpedo de mari dimensiuni. Aici avem un port de încărcare wireless, deci un fel de suport pentru telefon. O să-l vedeți în opțiuni, unde spui telefonul. Eu am cartela acum, cartela de acces, dar aici e un suport de încărcare pentru telefon și sigur e destul de practic. Dar vreau să fac și observațiile mele de șofer. Acum sunt șofer de utilitară și vreau să observ acest lucru. Aș fi preferat un sistem, nu ăsta, da, e ok, e încărcarea wireless, o înțeleg, e foarte bine acolo. Dar ce sistem lipsește de pe utilitar asta, îl știți, nu? Este cel care este prezent la noile Dacii, la Sandero, la Logan. Adică suportul, asta aș fi vrut, să am undeva aici suportul de telefon în care să-mi pot pune telefonul. Ar fi fost superb. Dar nu este. Eu vă spun în calitate de șofer. Șoferul meu de utilitară pe care îl știu va vrea să își pună telefonul aici pe bord, da? Pentru că el comunică mult și chiar dacă sistemul mașinii permite conectivitatea, știți ce zic. Șoferul vrea telefonul aici și puteau să facă treaba asta, dar din ce văd aici nu e nimic. Pe urmă, alt aspect care m-a deranjat cumva. Avem aici un spațiu de depozitare care ăsta văd că funcționează cu două mufe de încărcare. Deci asta e o chestie șmecheră, pentru că poți să ai cameră de bord sau poți să ai diverse accesorii sau telefonul, vrei să-l încarci și poți să te conectezi aici. Dar la fel, prin poziționarea lui, butonul ăsta nu-l vezi. Deci tu, mă rog, conduci, trebuie să te duci cu mâna, îl găsești. Nu zic că aș fi rău să spun că nu. Dar la fel, nu vezi ce e înăuntru. Deci dacă ai obiecte pe acolo în timp ce conduci, e destul de greu de accesat. Deci astea ca observații pe care le-am văzut eu în practică. Nu că am ceva cu Renault și arăt eu că s-a desfăcut nu știu ce, sau că era un clip neprins, sau că... Astea mi s-au întâmplat mie cu mașina în timp ce am condus. Bun, comparând cu restul utilitarelor cu care concurează trafic, eu zic că traficul stă bine, nu este neapărat cel mai interesant bord, nu este neapărat, fiecare are plusuri și minusuri, o să înțelegeți, eu niciodată nu pot să delimitez așa, adică nu e, sigur, dacă comparăm o Dacia cu Mercedes, cine e mai bun, Mercedes-ul, nu? Dar și acolo, în funcție de ce criterii comparăm, în orice comparativ, gândiți-vă că dacă o utilitară de la Ford ar fi mai bună decât acest Renault, sau dacă o utilitară de la Volkswagen ar fi mai bună decât acest Renault, logica ce ne spune? Păi s-ar vinde numai Ford și Volkswagen, nu? De ce se vinde traficul? Exact din motivul pe care tot încerc să vi-l spun. Pentru o anumită categorie de șoferi, pentru o anumită categorie de firme, pentru o anumită categorie de oameni de afaceri, este propunerea potrivită. Prin prisma a ce oferă mașina, prin prețul pe care îl ceri, sigur că un Mercedes este mult mai avansat și mult mai silențios și ușile se deschid singure și așa mai departe, adică îți oferă experiență cu adevărat premium, chiar și în acest domeniu al shuttle-urilor, dar o face la un preț dublu, nu? Adică nu poți să spui că Mercedes la 50.000 oferă toate alea, că nu o face, o oferă la 100.000 toate alea sau la 80.000 toate alea și atunci omul de afaceri și spune, stai frate că la mine ce car eu, niște oameni la grădiniță sau nu știu ce, nu e nevoie să se deschidă ușile automat, că le deschide șoferul sau și le deschide omul. Deci e doar un exemplu despre cât de greu este să faci o comparație directă între niște mașini. Fiecare are plusuri și minusuri, eu văd asta la pick-up-uri. Încă nu s-a construit pick-up-ul pe care mi-l visez eu,
pentru că nu se poate întotdeauna, celălalt competitor are ceva ce aș fi vrut să aibă și mașina mea. Și acest lucru e valabil și la trafic și la utilitare în general. Adică și cei de la Ford și ar fi dorit la un moment dat să aibă ce are acest Renault și invers. Și sigur, acum s-a schimbat cumva, s-au realiniat planetele și platformele, că nu mai este Vivaro cu trafic, nu mai este acum, gândiți-vă că rivalii eterni, Ford și Volkswagen, și-au dat mâna și utilitarele lor sunt comune, și utilitarele mari și pick-up-urile. Cine este noul Amarok? Este de fapt noul Ranger, nu? Sau este platforma de Ranger. Și atunci ne dăm seama că diferențele între mașini le face mai puțin partea tehnică, unde întâlnim platformă comună, motorizare, transmisie comună, de multe ori și sisteme audio de infotainment comune. Și atunci ce face diferența? Diferența o face de fapt designul, care până la urmă e subiectiv, și diferența majoră o face oferta comercială, adică ce înseamnă prețul, garanția, intervalele de service, rețeaua de servisuri disponibilă, da? Poți să ai o mașină care să aibă aceeași platformă, aceeași motorizare, aceeași transmisii și așa mai departe, dar într-o țară, la nivel de țară, să ai numai 20 de servisuri, iar competitorul tău și fratele tău cu care împarți platforma are 50 de servisuri. E un avantaj, nu? Omul nu vrea să se ducă să-și facă o revizie la 300 de kilometri de casă. El ar vrea, dacă se poate, să vină revizia la el în curte și el doarme și în timpul ăla unii să-i facă revizia în curte și dimineața când se trezește să fie mașina gata. Nu se întâmplă chiar la nivelul ăsta, dar cam asta e la nivel de dorință. Din punctul meu de vedere, experiența cu traficul, că de fapt despre asta e vorba, cum am simțit eu mașina, mi-a reamintit faptul că traficul este un competitor puternic în segmentul ăsta și cu această mașină clar rămâne unul dintre competitorii foarte puternici. Alte avantaje pe care le are mașina sunt prezența camerei de la vedere și a senzorilor, faptul că avem navigație, e un lucru obligatoriu la genul ăsta de mașină care este cumva la granița dintre extrem familial și profesional, pentru că poate foarte bine să servească și nevoile unei familii, dar în același timp poate să fie o mașină care să fie generatoare de bani. În momentul în care e o mașină generatoare de bani, adică în momentul în care îți faci transport de persoane pe firmă sau, mă rog, în calitate de angajat al unei firme, costurile despre care tot vine vorba când venim de utilitare, în momentul ăla costurile cumva se transformă într-un criteriu extrem, extrem, extrem de important, că ai un cost de utilizare și până la urmă ai un cost, pe tine te interesează ca să ai un cost pe kilometru. Deci se ajunge să calculezi la cost pe kilometru și omul își pune ofertă în față, ce cost pe kilometru am la mașina asta, ce cost pe kilometru am la mașina asta. Și se pare că traficul, una dintre forțele de vânzare ale traficului, este și costul pe kilometru, care este relativ scăzut față de ce oferă competitorii, să spunem, chiar cu mai mare experiență în zona asta decât Renault. În materie de conectivitate și navigație, avem EasyLink cu ecranul de 8 inci, navigație și DAB, Digital Audio Broadcasting, și sigur o să vedeți că el funcționează relativ ok. Mi se pare că are un lag așa, cred că se și vede un pic, dar se gândește cumva la ce face. Nu pot să cred că eu am condus. Cred că ăsta nu l-am resetat sau ceva. Nu se poate să aibă 100%, dar mă rog, poate că așa e, poate așa am condus. Are vreun reset undeva. O să intrăm să vedem ce ne oferă el.
pe repede înainte, l-am mai prezentat, deci nu e... Vreau să vedem neapărat în setări ce are mașina noastră pe ea. Da, aici vă arăt repede așa ce posibilități sunt. Da. Setări de sunet, oricum o să mai ajungem la ele și mai încolo, probabil. Are inclusiv Android Auto și Apple CarPlay. Da, vedeți că avem și tutoriale de integrare smartphone, aplicații, foto, car info cu driving eco. Și mai avem aici, deci vehicle avem treaba asta și treaba cu sistemul, software update. Observați că update-ul over the air, chestia integrată deja de mult de cei de la Renault. Și setări, asta voiam să vedem aici exact în setări ce avem. Setări pentru driving assistance, le vedem aici pe toate. Setări pentru parcare, foarte important, da, vedeți ce frumos avem aici. Activare, dezactivare, senzori, cameră și așa mai departe. Să rămânem aici la car configuration cu ce vedem aici, auto, încuiere când se conduce on, funcție hands-free pentru cheie on, dacă se descuie la apropiere și se încuie la îndepărtare, mod silențios și auto încuiere. Partea de ștergătoare, partea de întâmpinare și atât. Și pe urmă setări de sistem, culori, observați, foarte interesant la o utilitară, da? Această posibilitate de a-ți alege culori. Ia să vedem noi să alegem o culoare care se vede mai bine în bord, totuși. Setările de sunet. Cum spuneam, am mai fost în ele. Sau am ajuns din nou în ele. Limbile disponibile. Inclusiv română. Tastaturi, dată, timp, manager dispozitive, editare homepage-uri, la fel am mai prezentat noi chestia asta. Și profile utilizator, unde la fel poți să-ți configurezi diverse chestii. Ecranul de home și o scurtătură către setări, foarte bună, și on-off, da, cu posibilitățile astea. Acum să vedem senzorii de parcare și camera de la vedere. Da, să vedem ce posibilități
avem de a observați că practic avem un sistem de, o să încerc să mă îndrept către stâlpul care se vede, avem un sistem de jur împrejur care e foarte util și vă sfătuiesc din toată inima să investiți în treaba asta. Știu ce înseamnă investiție. După părerea mea, chiar merită să dai banii pe așa ceva, pentru că te poate scuti de multe neplăceri. Da, observa și sensibilitatea senzorilor și camera. Nu e perfectă, dacă mă întrebați pe mine, dar pentru că spatele este complet vertical, îți permite să parchezi foarte aproape, așa cum se vede, da? Să încercăm să ocolim stâlpul prin dreapta, foarte aproape. Da, vedeți că este sesizat pe zona de display senzori și să ne ducem un pic și cu fața către stâlp. Ca să înțelegeți cât de mult contează un asemenea sistem. E o mașină mare, e greu de parcat, oricât de șofer ai fi, nu o să poți să suplinești niciodată ce știe să facă sistemul ăsta. Rulăm un pic noaptea ca să vedeți farurile. Farurile sunt cu LED, și faza lungă și faza scurtă. Avem și sistem de aprindere automată a fazei lungi și lumini de tip cornering. O să le filmăm individual ca să le vedeți, dar le puteți vedea și acum în timp ce conduc. Da, deci probabil că se vede o nuanță când iau viraj. La viteză mică se aprind și aceste lumini de tip cornering. De exemplu, acum ar trebui să aprindă, da, s-au aprins în față. Ce este interesant este faptul că avem și reglaj manual al înălțimii farurilor. De ce spun că este interesant? Pentru că, sigur, un sistem automat probabil că ar fi fost poate mai bun, mai ales că e o mașină la care greutatea variază. Deci ai situații în care mergi gol, ai situații în care poți să mergi foarte încărcat. Și atunci probabil că ar fi de preferat, cel puțin la prima vedere, un sistem automat de reglaj. Dar din experiența pe care o am cu genul ăsta de sisteme, de obicei sistemul automat de reglaj este întotdeauna reglat, nu defectuos, că nu ăsta e cuvântul.
este reglat, să spunem, la limita de a-i deranja pe ceilalți. Adică din fabrică ele vin setate în așa fel încât autoreglajul ăla, când ai înălțimea farurilor sus, la maxim sus, de fapt pentru tine ca șofer este cu puțin mai jos decât ai fi vrut tu. Am văzut la multe mașini cu faruri LED treaba asta. Și atunci tu ce ai vrea ca șofer? Tu ai vrea ca șofer să le ridici un pic mai sus, nu mult, doar un pic mai sus ca să-ți fie ție bine, să te simți tu bine. Dar fabrica ce a zis? Nu, fiind automate, trebuie să fie făcute să nu deranjeze. Însă în anumite situații din trafic, ție ți se pare faza scurtă prea jos. Și atunci e de preferat un sistem manual, pentru că de obicei sistemul manual îți permite ție să accezi de pe scală de la 0 până la 3, la 4, depinde câte poziții de reglaj are. Și de obicei, fiind reglajul manual, nu știu de ce, n-am găsit o explicație la treaba asta, când ai pe poziția, să spunem, de faruri sus, poziția maximă de faruri sus, în funcție de starea de încărcare, bineînțeles, vezi că, de fapt, când ai mod manual, farurile bat așa cum te aștepți, așa cum trebuie. Și dacă ne uităm și acum, că eu le-am dat special pe sus, o să vedeți că nu-i deranjează pe cei din față. După cum vedeți, nu semnalizează nimeni că aș avea fază lungă aprinsă sau că luminile mele ar deranja. Însă mie, ca șofer, ce văd în față acum mi se pare super ok. Deși parcă le-aș mai ridica o jumătate de centimetru în sus. Dar pentru ce este mașina asta, soluția aleasă pentru faruri este super interesant. Ce mai ai de remarcat la acest trafic noaptea? E foarte elegant bordul, deci luminat destul de fin. Surprinzător, are foarte multe comenzi, aș zice că aproape toate sunt luminate. Eu nu știu dacă am văzut vreo comandă, poate că e vreuna ziua și eu nu o văd noaptea, dar parcă toate ar avea comenzi pe ele. Ce nu că nu-mi place, așa la, ca idee, că m-am învățat de la D-Max-ul meu, mi-ar fi plăcut ca și pe maneta schimbătorului să am pozițiile alea luminate. E o chestie de, nu știu, acum se poate, adică acum e o tehnologie super accesibilă, să bagi acolo un LED, 2-3 LED-uri, 4 LED-uri, câte vrei tu, și să fie luminat în timp ce lumile de poziție sunt aprinse. N-au făcut-o, sigur avem de pe bord, știm care sunt poziții și așa mai departe, dar așa, pentru cum arată mașina, ar fi mers o chestie de genul ăsta. Vom urmări acum și cum se aprinde automat faza lungă și o să o și vedeți în splendoarea ei. Deci acum ieșim cu faza scurtă și faza lungă, da? Super lumini, dacă mă întrebați pe mine, deci e totul ok pentru genul ăsta de mașină. Pentru mine un reper. Harta ne spune că avem date incomplete pe aici, pe unde suntem. Pentru mine un reper, pentru faza scurtă cel puțin, este să pot rula cu 90 de km noaptea pe oră, fără nicio problemă cu faza scurtă. În momentul în care pot să fac asta cu o mașină, farurile sunt reglate cum trebuie. Dacă la 80 de km pe oră mi se pare că nu-mi place cum se vede, în momentul ăla e clar, farurile sunt reglate prea jos sau lumina este insuficient. Foarte reactiv sistemul, îl vedeți cum aprinde, cum stinge. Foarte interesant. Și luminile sunt în regulă. Și îmi place foarte mult cum arată. Deci bordul nu îmi dă niciun fel de senzație de mașină utilitară. Deci pur și simplu, nu știu, seamănă cu orice mașină, am putea fi în orice mașină normală a zilelor noastre. Ce vreau să vă mai arăt și cred că e foarte interesant este sistemul Coasting pe care îl oferă Renault și care funcționează, am văzut, și la viteze foarte mari. Deși dacă ești la 150 de km pe oră și nu ai cruzul setat, că dacă e cruzul setat, atunci nu funcționează. Deci setat ce înseamnă? Chiar dacă tu, să zicem, ai anulat funcționarea temporară a cruz controlului în momentul ăla,
dacă ai luat piciorul din pedala de accelerație, nu ai, oricum nu ai frână de motor normală sau nu ai coasting, ci ai o frânare cumva forțată, o aducere a mașinii cât mai repede la viteza. Deci dacă tu rulai, să zicem, pe cruz cu 100 de km pe oră și pe urmă temporar ai accelerat până la 140 sau 150 și ai luat piciorul din pedală, momentul ăla nu ai coasting, pentru că mașina vrea doar să se întoarcă cât mai repede la viteza prestabilită cu care erai tu. Deci în momentul în care nu ai acel cruz setat, ai acces la coasting. O să-l vedem pe bord, este o mașinuță verde, deci noi rulăm cu o viteză mică acum. Și în momentul în care iau piciorul din pedala de accelerație, mașina a intrat în, cum am zice noi, într-o pseudo roată liberă, ca și cum ai scoate-o bă la punctul mort, ceva de genul ăsta, da? Și se vede ce mult rulează, pentru că are o masă considerabilă, chiar dacă acum urcăm, deci suntem într-o zonă în urcare, mașina merge foarte mult și atâta timp cât este mașinuța aia verde, ăla e semnul de coasting la acest trafic. Da, în față am la vreo 300 de metri am o intersecție și nu am trafic acum, adică sunt și în față și în spate, sunt relativ liber. După părerea mea, cred că pot să ating intersecția mergând așa în coasting, da? Sigur, e o exagerare ce fac eu acum, dar doar voiam să vă arăt cât de mult contează masa și frecarea redusă pe care o oferă, de fapt, că asta face sistemul de coasting, da? Și într-adevăr am ajuns în intersecție acum și o să fac stânga în intersecție, mergând numai în coasting. În momentul în care ai apăsat pedala de frână, coastingul s-a dezactivat. Am setat și telefonul cu, l-am conectat cu mașina ca să vedeți un pic și cum arată un Android Auto pe display. Deci cum ar arăta în cazul în care navigați undeva cu mașina. Ăsta este un Waze. Și să vedem și Maps. Cum ar arăta și bineînțeles și navigația, o să o arătăm imediat, navigația standard a mașinii, adică în momentul ăsta ai destul de bune capabilități de a te duce la destinație, ai practic trei sisteme diferite folosind două GPS-uri, un GPS al sistemului navigației mașinii și un GPS al telefonului mobil. Eu zic că arată super, mai ales noaptea, că e pe ecranul de noapte. Ziua, na, are și display-ul problemele lui, în sensul că dacă e foarte soare, e posibil să nu se vadă chiar așa frumos cum se vede acum noaptea, de exemplu. Să punem o destinație și pe navigația mașinii, ca să vedem cum gândește ea și cât de repede se mișcă. Și auziți și vocea care ghidează. Please turn second left.